pe care le derulăm și interesul nostru comun este să finalizăm aceste investiții. La termen, cu lucrări de foarte bună calitate și Guvernul României este un partener corect când vine vorba de plată. N-a fost, nici măcar nu am știut că domnul primar este de la Partidul Național Liberal, cu atât mai mult mă bucur că se întâmplă asemenea lucruri, pentru că noi n-am repetat greșelile celor dinaintea noastră. Când comunități întregi erau pedepsite doar pentru că aveau o altă culoare politică. Pentru noi, fiecare cetățean, în fiecare localitate, este extrem de important și tot ceea ce se întâmplă, cât prin PNDL, cât prin alte programe guvernamentale, susține acest lucru. Noi chiar investim în comunitățile locale, indiferent de culoarea politică a primarilor. Felicitări, dragi colegi, să fie într-un ceas bun și să sperăm că în ultima zi a contractului toate lucrurile au fost finalizate, poate chiar mai bine. Mulțumim foarte mult, domnule viceministru, domnule vicepreședinte al Senatului României, stimați colegi, doamna director general Bogdanu. Suntem într-un moment foarte bun și foarte onorant pentru județul Dolj. Pe această cale îl salutăm și pe președintele Consiliului Județean Vâlcea Costie Rădulescu și pe primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Vâlcea Cutău, care ne-a făcut onoarea să ne invite în această mare zi pentru județ și pentru municipiul Râmnicu Vâlcea, adică împlinirea a 631 de ani de la atestarea documentară a acestui mare și frumos municipiu. Suntem aici într-unul din momentele paste și pentru Consiliul Județean, pentru că, iată, semnăm două proiecte pentru două tronsoane ale acelui drum și o să vă spun și istoria de ce am recurs la aceste două tronsoane. Pe un program care, pentru prima dată în mandatul financiar, care se apropie de încheiere, a apărut respectiv strategia Uniunii Europene pentru Dunăre. Și îmi face mare plăcere să vă spun că sunt de 10 ani membru al Comitetului Regiunilor și acum 8 ani de zile s-a pus problema când, de fapt, Consiliul Europei a dat Comisiei Europene această sarcină de a implementa un nou proiect regional pentru Dunăre, strategia Uniunii Europene pentru Dunăre, s-a constituit grupul interregional Dunărea și eu am fost onorat să reprezint România și să fiu ales vicepreședintele acestui grup. În momentul în care au venit banii pe strategia Uniunii Europene pentru Dunăre, vă spunem sincer că n-am crezut că putem să luăm ambele contracte, de aceea l-am și fracționat acest grup și am zis măcar o parte din el dacă am putea să luăm. Și iată că avem în acest moment această șansă extraordinară să luăm banii pentru un întreg drum de 70 de kilometri, trece prin 6 comune, trece prin municipiul Băilești, trece prin Mănoasa, câmpie a Băileștiului și cu siguranță este una din arterele foarte importante ale județului Dolj, unul dintre cele 46 de drumuri ale județului, de peste 1100 de kilometri care și trebuie să vă spunem că nu este cu ghinion, este al 13-lea proiect pe care îl semnăm astăzi. Practic, circa 190 de milioane de euro au intrat în acest mandat financiar, cu peste 210 km de infrastructură. Putem să spunem că acest mandat al nostru, sau până la încheierea acestui mandat al viitor, vom putea spune că infrastructura a fost proiectul cel mai de bază al nostru, care, alături de sănătate, în care, de-a lungul anilor, am cheltuit foarte mulți bani și unele lucruri chiar se văd. Așa că ne face o deosebită plăcere să fim cu dumneavoastră, să semnăm acest proiect și să vă mulțumim că sunteți aici și împreună cu noi. Să-i mulțumim și domnului senator Claudiu Manda, care de fiecare dată ne-a dat o mână de ajutor și de fiecare dată ne-a impulsionat să facem mai mult decât ne-am propus. Cei care sunt aici sau cei care ne văd își amintesc că acum o săptămână de zi
când am fost din nou împreună, când am semnat proiectul poate cel mai grandios care a fost în județul Dolj de 446 de milioane de euro, aducțiune de apă de la Isfarna și încă 22 de localități, plus Consiliul Județean, 23 de UAT-uri care au primit bani și care, pentru apă, apă uzată, epurare de apă și această mare minune care înseamnă apă de izvor, apă plată la robinetele craiovenilor, adică suntem mândri că am putut să realizăm acest proiect și n-ar fi putut să fie făcut dacă n-ar fi fost colegii noștri, cum așa cum este problema, doamna Olguța Vasilescu, care sunt colegiile și care au fost artizanii acestor realizări. Așa că, domnule viceministru, vă rog să transmită și mesajul nostru și acolo sus, că la Dolj este o echipă foarte unică, care lucrează pentru binele comunității și noi credem că am venit vremea Olteniei și vremea județului Dolj în mod special, în așa fel încât în anii următori investițiile care urmează să se implementeze la Craiova și în județul Dolj vor pune și din acest punct de vedere pe harta economică a României această frumoasă zonă. Îi felicit pe colegii noștri, îi felicit pe primarul de Segarcea, în primul rând, pentru că are rangul de oraș și pentru că știu ce a însemnat pentru ei un spital care a luat copii. Un spital în care ani de zile s-au zbătut să întâmple ceva acolo, să rămână în primul rând, cum spunea domnul Claudiu, în picioare și în al doilea rând să poată să fie un filtru în fața Spitalului Județean de la Craiova, adică oamenii cu probleme, oamenii mai în vârstă, să n-ajungă neapărat la Craiova când au nevoie de ceva. Așa că, domnule primar, vă felicit pentru stradania noastră, pentru dumneavoastră și vă încurajez să o faceți în continuare, așa cum vă felicit pe dumneavoastră, domnule primar, și cu siguranță suntem și noi, Consiliul Județean, alături de dumneavoastră, pentru că aceste programe sau proiecte, cum este al dumneavoastră, au o hibă. Și dumneavoastră știți că după ce să trec cei 3 ani, da, că trebuie să găsim formule care să ne dă mâna și să poată să meargă sau mai departe. Mulțumim foarte mult, mulțumim doamna Bogdanu pentru tot sprijinul dat și mulțumim colegilor de la Direcția de Afaceri Europene care s-au zbătut să fie acest proiect foarte bun. Mulțumim, domnul primar, vă rog. Bună ziua! Sunt onorat să vă prezint la semnarea contractului împreună cu domnul viceministru, domnul senator Claudiu Manta și domnul președinte Ion Petreasa. Oamenii care sunt alături de comunitățile mici, Dobadă este exemplul de astăzi, unde noi am depus un proiect pentru dotarea ambulatorului Spitalului Roșionesc în valoare de 2.270.000 de euro, prin care ambulatorul va fi echipat cu aparatură medicală. Pe lângă acest proiect, mai avem un proiect complementar, care este realizat de către Ministerul Dezvoltării și Compania Națională de Investiții, și anume modernizarea și extinderea Spitalului Roșionesc Segarcea. Este un proiect în valoare de 1.500.000 de euro, care pentru noi reprezintă o mare gură de oxigen. Dacă în 2010 se punea problema închiderii Spitalului din Segarcea, iată că astăzi Spitalul din Segarcea se modernizează și se extinde. Pe această cale vreau să vă mulțumesc domnului președinte Ion Petreasa, domnului senator Claudiu Manta și domnului viceprim-ministru pentru că stau alături de noi și iată că pun umărul la dezvoltarea nu numai a orașului Segarcea, ci a întregii comunități din județul Dolj. Vreau să mai spun faptul că de acest proiect vor beneficia peste 14 localități care sumează 50.000 de locuitori. Încă o dată mulțumesc frumos! Bună ziua, dați-mi voie să mă prezint, mă numesc Lucian Leon, sunt primar la primul mandat în comuna Celarul, județul Dolj. Reprezintă o comunitate de 4.600 de locuitori, care, din păcate, are și foarte multe persoane vârstnice. Acest proiect a venit datorită acestei constatări, că sunt foarte mulți bătrâni singuri,
care au nevoie de, să zic numele proiectului exact, centru de zi pentru persoane vârstnice cu componentă mobilă. Adică eu văd foarte ok cu masă caldă, cu transport la domiciliu acelei mese sau asistență medicală. Fac precizarea că mai am un proiect pe bord, mai înaintea acestuia depus, pentru o grădiniță, pe educațional, care aș fi tare bucuros să mă mai chemați la această masă să semnăm împreună. Și e aceeași valoare, nu știu mai departe ce este. Mulțumesc mult de tot, mulțumesc domnul viceprim-ministru, mulțumesc domnul președinte, mulțumesc domnul senator. Și promiteți-mi că mă chemați pentru școală. E foarte important pentru comunitatea mea. Am un sat care, într-adevăr, școala e puțin degradată mai mult și necesită. Mulțumesc mult de tot. Să le semnăm, dar vreau să fac o mică mențiune. Spunea domnul președinte, că s-a transmit mai sus. Doljul e foarte sus. Colegii mei social-democrați din Dolj sunt sus, sunt exact acolo unde trebuie și în conducerea partidului și sunt niște colegi extrem de performanți. Și apropo de că e vremea Olteniei, în puțin peste 3 luni de mandat ca ministru, am fost de 2 ori, 3, cel puțin în Dolj, iar acum un ardelean vine a 3-a oară vis-a-vis de proiecte care ajută foarte mult Oltenia. Și nu pot să fiu, decât mândru că am această posibilitate. Haideți să le simt. Gata, te rog, s-a făcut.